La 51 de ani, plăieșteanul Marius Iliescu a reușit să-și vadă visul cu ochii, să ajungă la baza Everestului. Împătimit al drumețiilor montane și fotograf pasionat, plăieșteanul se mândrește că a ajuns alături de alți patru alpiniști profesioniști români în tabăra de la baza vârfului. A plecat din România pe 4 aprilie către Nepal. Pe 16 aprilie ajungea în baza unde se aflau toți alpiniștii care urmau să escaladeze muntele. Sâmbătă, pe 25 aprilie, cu doar o jumătate de oră înaintea dezastrului, Marius Iliescu decola către Istanbul, se întorcea în România, abia în Turcia a aflat veștile catastrofei. Din păcate, prietenul nostru Tom Tapler a decedat. La fel și alte 17 persoane care au rămas pentru totdeauna acolo. Tom Taplan este un producător american de filme, și cu doar câteva zile înainte de dezastru, Marius Iliescu filmase un interviu cu el. Tom Taplan vrea să așeze în peliculă Istoria taberei de la baza Everestului, însă nu a mai apucat. Marius Iliescu și-a sunat apoi prietenii rămași acolo, a aflat vești bune, dar cu greu, despre ceilalți români prinși în avalanșă. Uh, totul a fost perfect până am plecat. Până când am plecat din Kathmandu. N-am știut absolut nimic, chiar îmi făceam să spunem bilanțul, și îmi, îmi spuneam că da, bun, am realizat și am, fă, am văzut și am făcut lucruri mai mult decât îmi propusesem. Ploieșteanul știe ce pericole pândesc pe munte la mii de metri altitudine, dar spune că nu se gândea ca seismul să fie atât de devastator. Pe Everest se mai și moare. La plus neconvențional, Cristi Georgescu l-a invitat în platoul emisiunii pe Ploieștean, filmul excursiei de la baza Everestului, pas cu pas, într-o ediție specială, duminică seară de la ora 21.